Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Audiență Generală. În emisiunea noastră de astăzi vă propunem să urmăriți prima parte a dezbaterii Drumuri pentru Oltenia, organizată duminică, 7 iunie, la Prefectura Dolj, de Gazeta de Sud și Alege TV. La întâlnire au participat oameni politici și reprezentanții ai mediului de afaceri, care au discutat despre prioritățile Olteniei în domeniul transporturilor. Evenimentul a fost organizat în contextul elaborării și aprobării la Bruxelles a Masterplanului General de Transport al României pentru perioada 2014-2030. Bună ziua, numele meu este Bogdan Coșereanu, sunt jurnalist la Gazeta de Sud și astăzi, împreună cu colegul Valentin Tudor, vom modera această dezbatere, Drumul pentru Oltenia, am spus noi. Ține să vă mulțumim foarte mult că ați răspuns invitații noastre. Și dorim să plecăm de aici cu ceva concret. Această întâlnire s-a vrut o continuare la o emisiune, o dezbatere pe care am avut-o la Alege TV, la emisiunea Audiență Generală. Atunci am discutat despre acest Master Plan General de Transport al României pentru până în 2030 și la sfârșitul emisiunii am avut o discuție în urma căreia am concluzionat sau am constatat că niciodată parlamentarii de Dolj sau din regiunea Oltenia nu s-au unit într-un for în care să discute dincolo de apartenența politică, de a discuta proiecte importante pentru comunitate și de a veni cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea vieții celor de aici, din Oltenia. Așa cum am spus, încercăm să venim cu discuții concrete, mai mult tehnice, pentru că vrem să știm dacă acest master plan de transport care este în pregătire și aproape pe ultima 100 de metri mai poate fi modificat și dacă mai poate fi modificat, ce putem noi să facem în acest sens. În consecință, voi da prima dată cuvântul domnului Marian Jean Marinescu, copreședinte PNL Dolj și europarlamentar, pentru a ne spune, din punct de vedere tehnic, care sunt etapele următoare și cam în ce etapă, cam în ce moment, noi putem să intervenim cu propunerea. Domnul Marinescu a răspuns. Da, o să vă spun și care este stadiul în acest moment al acestui master plan. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, în special parlamentarilor de toți care au venit astăzi, la invitația mea și la invitația dumneavoastră și celorlalți, bineînțeles, din platforma industrială Slatina. E foarte bine că sunt aici. Aș vrea să vă spun în primul rând câteva cuvinte despre ce vrea acest master plan, de fapt ce ar vrea, ce ar trebui să prezinte acest master plan și ce se prevede în, așa dacă va fi pus în practică. Master planul pentru transport, de altfel ca și celelalte strategii, agricultură, pentru energie, pentru educație, pentru sănătate, sunt cerințe ale parteneriatului cu acordului de parteneriat cu Comisia. Trebuie să elaborate până la sfârșitul anului 2016, în cazul în care nu sunt elaborate aceste strategii, până la sfârșitul anului 2016, de la 1 ianuarie 2017 se blochează toate fondurile europene. Deci este o condiție prevăzută în regulamentul cadru pentru toate fondurile europene. Și sper ca până la sfârșitul 2016 să avem și celelalte strategii. Deocamdată master planul văd că este cel mai avansat. Atunci când s-a elaborat bugetul european, toate discuțiile au fost în jurul creșterii economice și creierii de locuri de muncă. Tot s-a discutat, în primul rând, de buget, bugetul european în general, și apoi fiecare program în parte. Coeziune, politica agricolă comună, transporturi, absolut. Inclusiv aceste două regulamente, unul pe rețelele de transport și energie și comunicații, pentru că există un singur regulament, și pe conectarea Europei. De aceea, în momentul în care cineva face un master plan, stat membru, trebuie să țină cont că principalul criteriu trebuie să fie criteriul economic. Deci principalul criteriu este câte locuri de muncă aduce o asemenea autostradă. Nu construind-o.
ci prin dezvoltarea economică. Și cum aduci regiunile cât mai aproape de media europeană și una apropiată de cealaltă. Cele mai sărace regiuni din România sunt Moldova, nordul Moldovei și Oltenia, sud-vest Oltenia. Sunt cele două regiuni cele mai sărace din România și care, din păcate, ele aduc banii pe coeziunea României. Pentru că, fiind cele mai sărace, diferența între, să spunem, produsul intern brut nu este aceasta, este PPP-ul, este un alt criteriu, un alt mod de măsurare, dar diferența între, pentru că se bazează pe produs intern brut, ca să înțeleagă toată lumea, între cel din regiunea respectivă și media europeană este cea mai mare. Deci banii de aici, pe baza acestor două regiuni, se calculează banii de coeziune în România. Pentru că sunt cele mai sărace. Nu din București. Bucureștiul, dimpotrivă, este o regiune supra-dezvoltată. Deci, în mod normal, logic, ar trebui ca banii pe coeziune să se întoarcă cu preponderență în regiunile sărace. Inclusiv banii pe transport. Ce se constată din acest master plan? După părerea mea, este făcut nu după criterii economice, ci după decizie politică. Poate n-ar fi o problemă. Dar dacă s-ar spune așa. De ce spun decizie politică? Pentru că există un mod de calcul, se spune. Un model matematic aplicat de firma care a făcut acest master plan. Însă dacă ne uităm din octombrie până în mai, s-au schimbat punctajele primite de același tronson de infrastructură de 3 ori. Iar locurile ocupate au variat de la, de exemplu, Sibiu-Pitești, locul 12 drum expres, până la locul 1 autostradă. Deci este evident că este o influență de altă natură decât o influență tehnică. Nu mai vorbim de faptul că am încercat prin toate căile, ultima oară săptămâna aceasta, miercuri, într-o întâlnire cu comisarul Crețu și cu alții, cu directoarea din comisie, din direcție, am încercat să mi se dea și, în mod transparent, normal, să mi se dea criteriile pe baza cărora s-au calculat punctele. N-am reușit. Pentru că, acum mi se spune că este un model matematic. Da, numai că datele sunt introduse de oameni. Și în momentul în care, de exemplu, ceea ce bănuiesc eu, ai pus costul autostrăzii ca și criteriu, ai influențat absolut tot. Pentru că, normal, autostrăzile de la câmpie vor ieși în fața celor de la munte. Nu? Deci ar trebui să știm criteriile. Deci vă puteți uita pe aceste tabele și o să observați schimbarea de punctaj de la lună la lună. Apoi, acest master plan este până în 2030. Deci, în mod normal, el ar trebui să arate ce ar trebui făcut în România până în 2030, și după aceea să spună o listă de priorități cu, în funcție de banii pe care îi avem. Însă trebuie să arate exact ceea ce trebuie să facă. Ce trebuie făcut în România până în 2030. Există, să știți, un plan de amenajare din 2011. Nici nu știu de ce guvernul este făcut. Vi-l pot arăta. După părerea mea, mult mai complet decât acest master plan. Care arată toate traseele de autostrăzi care trebuie făcute în România. V-am dat niște hărți. Puteți vedea care este evoluția după acest master plan, după lista de priorități din master plan, ce se va întâmpla în următorii ani. Primele hărți sunt cu ce se face până în 2020, între 2020 și 2025, și 25-30 și după 30. Următoarele aceste proiecte sunt adăugate la ce e făcut în acest moment. Și după, dacă vă uitați la ultima hartă, 2025-2030, o să constatați că Oltenia, sudul României, plus vestul României, este complet ocolită de autostrăzi. Practic avem până în complet. 2020 doar această autostradă care va Pitești, dar și aceasta finanțată din fonduri private. Private. Dacă exista un IVA, ce e imposibil.
dacă exista un interes pentru Oltenia, măcar această autostradă, care nu discutăm utilitatea, orice autostradă e utilă, da? Dar nu discutăm utilitatea, dar putea să fie făcută din bani europeni. Ea e făcută printr-un sistem PPP, licitație deschisă acum 2 ani, sau un an jumate, sau 3 ani, nici nu mai știu când, și n-a fost închisă nici până acum. Deci, problema pe care eu o pun de luni de zile și să știți că am avut întâlniri peste tot. Peste tot. Începând de la ministru, secretar de stat, director, AECOM, Jaspers, tehnicieni, la comisie DigiMove, DigiRegio, comisarii Bulț, Crețu, toată lumea. Și le-am prezentat această situație. Deci, după părerea mea, zona de sud a României plus zona de nord a Bulgariei vor rămâne izolate pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Dacă vă uitați pe harta europeană, și dacă luați în calcul declarația a primului ministru Borisov, făcută la Creva, acum câteva vreme, că în 2016 termină autostrada Sofia-Niș, o să vedeți că, având în vedere că de la Niș, Beograd, Novi Sad, Seged, există autostradă și că bulgarii lucrează la Sofia-Salonic, zona noastră va fi ocolită complet. Ce este și mai curios este faptul că în proiectul de masterplan, pentru că nu este finalizat, din Bulgaria, la ora actuală, așa cum este făcut, există autostradă Sofia-Vidin. Adică bulgarii se gândesc să facă autostradă până la Vidin, iar pe partea cealaltă a tunelii nu există nimic până în 2030. După 2030, un eventual drum expres. Spuneați că este același consultant, sau a fost același consultant este același și pentru bulgari și pentru români. Este același consultant. El să fi luat decizia de a face autostradă de la Sofia la Vidin și pe partea de sud a României, asta, nu? Asta ar, trebui să, asta ar trebui să vedem noi, dacă această decizie a luat-o el. După părerea mea, uitându-mă la puncte, nu el a luat, ci cei care i-au spus cum să schimbe criteriile acolo, cum să schimbe ponderea fiecărui criteriu. Pentru că dacă schimb ponderea, imediat ai schimbat orice. Ultimul lucru ca să putem să avem o dezbatere, vorbească și ceilalți colegi, eu aș vrea să vă spun concret. Până în 2020, sunt pe lista de priorități trecute. Printre altele, Sibiu-Brașov, sau dacă vreți un loc, locul 2 de, pentru autostrăzi din România. Pe mine mă bucnește râsul, iertați-mă. Deci a doua autostradă care trebuie construită în România, până acum 2 luni era pe primul loc. Deci în februarie, acum 3 luni, câte sunt 4. Deci în februarie era pe primul loc, este Bacău-Pașcani. Bacău-Pașcani. Este a doua autostradă care trebuie făcută în România. Așa e pe lista de priorități. Transmisă la, la Comisia Europeană. Da? Bacău-Pașcani. De ce? Mi s-a spus miercuri în întâlnire pe principiul de missing link, adică de legătură lipsă. Legătură lipsă la ce? La autostrada Iași-Târgu Neamț, care va fi făcută prin, în urma acestei autostrade. Nu? Deci, dacă ne uităm, Bacău-Pașcani costă 486 de milioane. Sibiu-Brașov, dacă facem Sibiu-Pitești, de ce credeți că mai este nevoie de Sibiu-Brașov? Bineînțeles, în condițiile date, adică în condiții de lipsă de fonduri. Trebuie să ai o listă de priorități, nu? Că așa, orice autostradă e bună, nu? De ce trebuie să mai facem Sibiu-Brașov? 816 milioane. Drum expres Ploiești-Bacău. Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău. Se face tot până în 2020. Pe o zonă în care există deja un drum, să spunem, semi-expres. Diferența este că trece prin localități, dar totuși există un drum destul de bun. Și Constanța-Brăila. Toate astea fac 3.400.000. Eu despre ce vorbesc?
despre turnul Severin Lugoș, care ar lega Oltenia de vestul Europei, și despre Târgu Mureș și Târgu Neamț, care leagă Moldova de vestul Europei, pentru că sunt cele două regiuni sărace. Amândouă fac 4.290.000, eu vă spun cu prețurile date de cei de aici, din Masterplan. Nu știu dacă sunt prețuri reale sau nu. Că nu țin cont de standardele de cost care sunt în vigoare în România. Deci eu cred că ar exista fonduri, ar fi posibilitatea să se îndeplinească această necesitate, după părerea mea, să lege cele două regiuni sărace ale României de vestul Europei, Oltenia și Moldova. Și așa un comentariu despre Craiova-Pitești, încă o dată, e pe listă, este până în 2020, n-am nimic, e PPP, deci n-am absolut nimic împotrivă. Însă dacă ne uităm la costuri, Craiova-Pitești costă 870 de milioane, iar București-Craiova costă 760 de milioane. Adică mai puțin decât Craiova-Pitești. Atât. În rest, n-am niciun fel de problemă dacă tot vrem să legăm zona industrială din Craiova, din Slatina, de cine? Că doar nu legăm de Pitești, o legăm de București. Și atunci cred că ar fi toată lumea mulțumită. Restul de amănunte vă pot da mai ceva. Vreau să vă întreb în ce stadiu este master plan. Adică da, stadiul este următorul. A fost trimis la comisie. Comisia a avut două observații. Mie mi s-a spus într-o întâlnire miercuri, care e publică, pentru că am înțeles că e pusă pe Facebook, nu m-am făcut poza, așa că de ce să nu o spun. Că se așteaptă răspuns la aceste două observații până pe 10 iunie, după care trebuie aprobat programul pentru infrastructură mare. Acum, ca să fie lucrurile foarte, foarte clare. Cei de aici spun comisia ne-a dat criteriile. Minciună. Minciună. Da? Criteriile sunt dezvoltarea economică și locuri de muncă. Asta vrea comisia. Dar în rest, ponderea micilor criterii, eficiența economică și toate celelalte, mediu și toate celelalte, le stabilește statul membru. Se spune comisia va aproba master planul. Fals. Comisia nu aprobă master planul. Responsabilitatea acestui master plan o are statul membru. Comisia aprobă, în schimb, altceva. Programul de infrastructură mare, care înseamnă o listă de priorități cu ce se face din banii europeni. Din banii europeni. Până în 2020. Aici se poate interveni. Și aici am încercat eu să intervin foarte, foarte mult. Repet, pentru cele două regiuni. Pentru că, după părerea mea, lista de priorități trebuie să arate Sibiu-Pitești și pe locul 2-3, unde ori pune, Târgu Mureș-Iași și Oltenia-Lugoș. Asta cred că este absolut logic. Pe lângă celelalte, determinat culoarul 4 și legătura până la Oradea și Borș, care, din păcate, trebuiau terminate până în 2014, au fost terminate, se utilizează bani din nou din exercițiul nou financiar pentru a fi terminate, dar trebuie să terminate. Mulțumesc. Eu v-aș mai întreba, există vreo șansă să poată fi modificat proiectul de master plan trimis la Comisia Europeană? Există o șansă să fie modificată lista de priorități. Se mai poate face lucrul acesta? Da. Nu, amendamente nu există. Se poate face pur și simplu ce vă propun eu. Am un text de scrisoare pe care putem semna, trimite la toți comisarii prin mail, mâine dimineață, nu? După aia originalul poate fi... O să luăm o pauză ca să ne uităm da, cum să comisare și după aia stabilim ce... Asta este propunerea... Eu... Mea. Acum mai trebuie cuvântul și domnului Fifor, care este Mihai Fifor, senator, este în Comisia de Transporturi a Senatului și poate ne spune cum se vede această problemă de acolo. Salut inițiativa domnului Marian Jean Marinescu. Eu cred că trebuia făcută de ceva vreme această întâlnire. E important să ne așezăm cu toții la masă și să discutăm.
cred că nu e o surpriză pentru nimeni cum se vede harta României și că este discutând despre Oltenia ca de o regiune decupată de pe infrastructură în acest moment. Lucru care ne preocupă, cred, în egală măsură și pe noi ca parlamentari, dar cred că pe fiecare cetățean în partea regiunii noastre, pentru că așa cum spunea și domnul europarlamentar, până la urmă, dezvoltare faci dacă ai infrastructură. Nu ai infrastructură, poți să te gândești la cu totul altceva, dar nu la dezvoltare pe termen lung. Cât privește master planul, aș vrea să vă spun că acesta a fost dezbătut în comisiile de specialitate, atât în comisia de specialitate de la Senat pe care o conduc, și cât și în comisia de la Camera Deputaților. A fost o întâlnire la un moment dat a comisiilor reunite cu cei de la Ministerul Transporturilor, a fost prezent ministrul Ioan Rus. S-a discutat acolo, cert este că la finele acestei întâlniri s-a dat un vot, care a fost un vot în unanimitate. Vreau să se înțeleagă foarte bine că în comisii nu este reprezentată doar guvernarea, ci este reprezentată toată lumea. Și s-a dezbătut intens, s-a discutat și s-a dat un vot la final pentru ca cei de la Ministerul Transporturilor să poată merge către comisie cu o asumare de principiu a Parlamentului vis-a-vis de acest master plan de transporturi. Da, s-a discutat foarte mult despre regiunea Oltenia, s-a discutat foarte mult despre autostrada Craiova-Pitești, au fost foarte multe voci care au spus ce sens are să ne ducem până la Pitești și să ocolim câtă vreme, într-adevăr, ar trebui finalizat acest coridor care înseamnă Craiova, Lugoș-Timișoara. Ar fi poate mult mai lesne să străbați drumul acesta de ieșire din țară într-un timp cât mai scurt și nu ocolind. Dar până la urmă se pare că varianta care a fost agreată la nivel guvernamental a fost aceasta cu un parteneriat public-privat pentru autostrada Craiova-Pitești, care, spunea și domnul europarlamentar, ar trebui să pornească la un moment dat. Aș vrea să vă mai spun că am solicitat o întâlnire cu Ministrul Transporturilor acum două săptămâni, pentru că deja trecuseră trei săptămâni de la prima întâlnire și se făcuse cumva liniște vis-a-vis de acest proiect. Această întâlnire a avut loc separat și la Senat și la Camera Deputaților. Între timp, colegii de la Camera Deputaților au înaintat o scrisoare, dacă nu înșel, către oficialii europeni legată de acest master plan. S-a reluat discuția. S-au ridicat tot felul de semnale și tot felul de solicitări. Cert este că în momentul de față se pot aduce modificări în europarlamentare, exact cum spuneți, se mai poate interveni. Încă nu se știe cum va fi asumat acest master plan, dacă va fi asumat printr-un proiect de lege, printr-o hotărâre, este încă, zic eu, de vreme să ne pronunțăm. Noi ne-am dorit să fie asumat printr-o lege pentru ca acest master plan să aibă o predictibilitate, totuși o perioadă în care, indiferent de tipul de guvernare, să fie lăsat să se desfășoare. Cu siguranță, în ceea ce ne privește pe noi în această zonă, ne dorim să închidem bucla aceasta către Lugoș, ne dorim și bucla către Pitești. Suntem la fel de preocupați de faptul că dacă bulgarii reușesc să ne înainte și dacă se finalizează legătura cu autostrada care străbate fostă Iugoslavie, o să avem o problemă uriașă ca țară. Practic, drumul către sud, către Grecia, va fi mult, mult mai lesne de făcut prin Serbia, Macedonia, Bulgaria sau, mă rog, direct în Grecia, decât pe la noi. Noi o să solicităm o nouă întrevedere cu Ministerul Transporturilor, pentru că așteptăm răspunsul de care vorbeați dumneavoastră. Știu că s-a răspuns la cele două solicitări ale Comisiei, e posibil să mă înșel. Vom solicita o nouă întâlnire. Poate n-ar fi fost rău să avem la întâlnirea de astăzi și un reprezentant al Ministerului Transporturilor, poate nu ministrul, dar poate un secretar de stat care răspunde de această chestiune, ca să putem să avem un partener de dialog și de la nivel guvernamental. Admitem, în ceea ce mă privește, pe orice soluție care vine să ajute regiunea să se dezvolte, eu nu așez fără niciun fel de problemă. Ca să înțelegem mai bine, se poate modifica acest master plan? Se poate modifica. Se poate modifica lista de priorități. Lista de priorități? De ce? Acum master planul este la Comisia Europeană, da? Ei îl vor aviza.
În forma trimisă. Nu, nu este la Comisia Europeană, dar Ministerul Transportului s-a lucrat pe... Nu a fost trimis la Comisia Europeană? A fost trimis, s-a întors, s-a întors cu amendamente? Este trimis la Comisia Europeană de la începutul lunii mai. Are două observații, așa mi s-a spus, a fost două observații, se așteaptă răspuns până pe 10 iunie. Comisia Europeană nu avizează master planul. Deci să nu se ascundă cineva că va aviza master planul. Atunci ce avizează Comisia Europeană, domnule? Lista de priorități prin programul de infrastructură mare. Inclusiv costurile, inclusiv da. Tot ce trebuie să pună în cercetare. Utilizarea banilor europene. Finanțarea ulterioară. Este un program de un program operațional de infrastructură mare, se cheamă. Acel program, bineînțeles, va fi avizat, va fi aprobat de Comisia Europeană pentru că sunt banii... Deci, practic, vorbim de un aviz al Comisiei Europene pe prioritizare. De preaprobare. Preaprobare. Și aveți informații cu ce amendamente au trimis master planul? Nu știu care sunt cele două observații, nu mi s-a spus. Eu aș mai vrea să subliniez un lucru, cred că e important. Cu asta a pornit discuția, discutăm despre o strategie. Asta reprezintă master planul. O strategie. Era minunat să o fi avut mai din timp. S-a mai încercat în Ministerul Transporturilor să avem această strategie. Era minunat să se finalizeze mai mult din ceea ce și-a propus România ca proiect de autostrăzi. Dacă vă uitați pe hartă, ce avem cu albastru ca autostradă existentă, înseamnă extrem de puțin. Noi am salutat master planul pentru că este totuși pentru prima dată când România reușește să aibă o strategie în domeniul acesta. Asta este 2019, care este mult mai complet decât... E într-adevăr, cum spuneți, o strategie. Da, este o strategie. E minunat că există. Este 2019. Nici nu știu cine l-a făcut. Dar există pe site. Eu l-am luat de pe site. La Autoritatea de Management a Programului Operațional de Transport există. Spune programul 2012-2013. Da. Acesta este, care e mult mai complet, mult mai clar, cu tot ce se vrea să se facă până în 2030. Și apoi, lista de priorități, bineînțeles, o faci în funcție de... Corect. Este un plan de amenajare. Ne-am fi bucurat foarte mult să îl împușim. Îmi permiteți unul, dacă tot discutăm. Mai e unul din 1969. Iptala. 1969. Făcut de Iptala. Da? N-a fost niciodată o propoziție. Dacă vă uitați, îl puneți alături, e aproape la fel. Master planul de acum nu se mână. Deci singurul master plan, singura, să spunem, propunere de strategie care exclude Oltenia. În rest, tot ce s-a făcut până acum a avut Oltenia în... N-ar fi rău să ne amintim că până la acest master plan nici ce propuseseră guvernele anterioare nu includea Oltenia, dacă e să fie corect. Și dincolo de asta, iertați-mă, aș vrea să-mi duc ideea la capăt, dacă îmi permiteți. Aș vrea să știu dacă încercăm să avem o discuție care să ducă la o concluzie legată de da. Ce se dorește mai să vă întreb eu. Sau intrăm într-o dezbatere politică și atunci încercăm să... Domnul senator, vreau să vă întreb eu. Deci acum mingea unde este? În momentul de față, încă se poate lucra, așa cum a spus și domnul europarlamentar. Fiecare parlamentar poate să vină cu o solicitare către Ministerul Transporturilor de prioritizare. Noi o să chemăm din nou la comisia noastră. Putem face și o comisie reunită. Să vă reamintesc, comisia de la Camera Deputaților este condusă de un coleg senator liberal de la Iași, domnul Mihai Lupu. Prin urmare, este o chestiune, în dese rânduri, s-a spus, nu este un master plan al unui partid, este un master plan al României, pentru cine dorește să-l asumă. Despre asta discutăm. Dacă, în schimb, intrăm într-o dezbatere politică, probabil că nu vom reuși să avem o concluzie care să țină de ce înseamnă dezvoltarea acestei lucruri. Încă o dată, să înțelegem, nu putem să transformăm un drum expres într-o autostradă din acest master plan, sau invers, ci putem decât să le schimbăm ordinea. Atât mai putem face în momentul ăsta. Normal că te poate fi schimbat. Că doar nu e făcut de, nu știu, dintr-o decizie lunară. Este făcut de un consultant. Haideți să auzim propunerea. Deci, propunerea noastră este... Mai sunt și alții care... Bun. Domnul Gust. Bună ziua, în primul rând. Mă bucur că avem această dezbatere. Încă de acum un an atrăgeam atenția că atunci când am simțit că eram membru PSD, deputat PSD, am simțit că domnul prim-ministru Victor Ponta din
deputat de Gorj, că nu va face autostrada Oltenie, indiferent cum se va numi ea, am spus că ar fi un dezastru pentru Oltenia și am trimis o scrisoare publică în care am cerut ca bugetul pe anul 2015 să nu se voteze dacă nu sunt bani prinși pentru autostrada Oltenie. Vreau să ieșim puțin din logica asta prin care ne uităm la hârtii frumos colorate. Vedeam ieri un comentariu în care spunea cineva că avem cel mai frumos master plan pe hârtie sau cele mai multe drumuri și autostrăzi pe hârtie din Europa. Din păcate așa este. Vreau să ieșim puțin din logica asta în care ne contrazicem pe unde trece acea autostradă, că trece prin dreapta sau că trece prin stânga, pentru că văd că, inclusiv la discuția asta, ne comportăm ca și cum am fi decidenți politici naționali, în care ne gândim inclusiv că este prin Moldova, că este prin Banat, că este prin, eu știu, prin Transilvania. Nu. Noi suntem aici la masă, Olteni. Și ca reprezentanți ai politicii oltenești, principala asta preocupare, indiferent că suntem parlamentari, primari, președinți de Consiliul de Țări sau europarlamentari, ar trebui să ne batem pentru regiunea care ne-a trimis acolo. Poate pare o gândire îngustă, dar nu suntem niciunii președinți de partide, nu suntem niciunii prim-miniștri sau așa mai departe, încât să ne gândim, e bine, să avem viziune națională. Dar înainte de a avea o viziune națională, cred că datoria noastră principală a celor de la din Oltenia este să ne batem pentru regiunea noastră și pentru cetățenii care ne-au trimis acolo unde suntem și ceea ce reprezentăm. Am făcut acum 3 luni de zile o scrisoare publică și am trimis fiecărui politician din Oltenia, număr de 70. Toți parlamentarii din Oltenia, toți președinți de Consiliul de Țări, toți primarii. Am primit, din păcate, de la cei 70, după unii chiar am alergat, să zic așa, forțat să semneze. Și anume, o scrisoare prin care se cerea un pact pentru autostrada Olteniei, se numea. Scrisoarea asta am trimis-o la fiecare om politic important în Oltenia, care spunea că, indiferent de clarea politică, să ne luăm angajamentul, și indiferent de ce guvern este, să ne luăm angajamentul că ne vom bate ca Oltenia să aibă o autostradă. Fie ea că este Pitești-Craiova, fie că este Craiova-Luguș-Timișoara, fie că este Craiova-București. Un lucru este cert. Deci nu trebuie să ne mai... să avem puncte de vedere contradictorii pe unde va fi această regiune, dacă nu va fi conectată cât de curând și nu în 2020. Da, sunt povești, m-am săturat. Deși sunt tânăr, a trebuit să am răbdare, sunt povești de amețit electoratul. 2020, 2030. O țară, când dorește să facă ceva și vrea să dezvolte o regiune, 5 ani este termenul maxim prin care poate să dezvolte acea regiune. Deci, în 2020 ar trebui să avem autostrada obligatoriu și nu amânată, că începe în 2017 și în 2017 ne face ceva contestate și începe în 2070. Dacă un guvern dorește să facă autostradă într-o regiune, o va face. Dacă un guvern vrea să dezvolte o regiune, o va face. Și nu spun lucrul ăsta că suntem noi aici, să zicem, buricul pământului în Oltenie. Nu. Dar datele statistice și economice ne arată că în ritmul actual, regiunea Olteniei se prăbușește. Avem... pare rău că nu au venit companiile private mai multe și n-a venit principalul investitor în Oltenia, Fordul. Sper să, la următoarea dezbateri, să pace cât mai mulți oameni de afaceri și îi salut pe cei care au venit, reprezentanții oamenilor de afaceri. Pentru că nu este doar o chestiune politică, de culoare politică. Și de aceea am și trimis această scrisoare către toate partidele politice și de toți politicii din Oltenia. Îmi pare rău. O să vă dau special mandatul public această scrisoare, să vedeți cât s-au semnat. Am zis, tocmai pentru ca demersul să aibă succes, să nu încep să pun presiune să-i fac pe unii de râs, să zic așa, că nu le pasă de Oltenia. Tocmai pentru că am dat-o acum 2 luni jumate, 3 luni, 20 de ori sunt. Ce văd eu și foarte pragmatic și foarte scurt ca și pas? Noi trebuie să discutăm de cât de colorată și cum va fi, pe unde va trece autostrada și să găsim, să zic așa, pretexte și scuze pentru ce înseamnă reprezentanți și decidenți. Cred că cât de curând, că o fi într-o săptămână, două, trei, și mă bucur că ați făcut dumneavoastră la acest demers, vreau să încep și eu, dar e mai bine să fie cineva apolitic.
ca dumneavoastră să preluați demersul ăsta pe care am avut acum 3 luni de zile, să faceți o scrisoare publică către toți reprezentanții Partidului Politic din Oltenia, către toate conducerile Partidului Politic de la Național, că se numește Gorghiu, că se numește Ponta astăzi, că se numește Joana, că se numește Blaga, că se numește, indiferent cum se numesc, să vină aici în Oltenia, pentru că e o regiune. Dacă nu interesează voturile, până la urmă, politic și dezvoltarea unei regiuni, cred că ar trebui să vă, să spunem cetățenilor pe cine interesează sau nu, să semneze împreună cu mediul de afaceri. Pentru că doar cu noi, cu olicenii sau doar noi între noi, au văzut la noi în 25 de ani că ne păcălim între noi. Cu mediul de afaceri, cu marile companii în Oltenia, să semneze un angajament foarte ferm, prin care autostrada Olteniei, repet, fie că este varianta Lugoș-Timișoara, fie că e varianta Craiova-Pitești, să intre în prioritatea Guvernului, nu pentru că este un mod neapărat al Olteniei, este un, până la urmă, necesitate vitală de dezvoltare pentru Oltenia. Și lucrurile astea se vor vedea de la an la. Vedem pe statistici, pe creștere economice, pe scădere economice și vedem până la pe nivelul de trai și pe fuga investitorilor în Oltenia, definitiv. O spun foarte clar și vă spun și dumneavoastră, dragi colegi, dacă nu vom începe să fim mai pragmatici, să nu ne pierdem în tot felul de hârtii, de planuri, de strategii naționale și nu vom da cu punul masă, punct, indiferent că ne numim PSRO, PDL, PNL și așa mai departe. Și dumneavoastră, oamenii de afaceri, să puneți presiune pe noi atunci când semnăm ceva sau ne luăm un angajament. Pentru că și societatea civilă are o oarecare parte de vină că nu pune presiune pe, pe partea politică, indiferent de culoarea politică, să, până la urmă, să ieșim din această birocrație a actelor și a hârtiilor și să începem să trecem la fapt. Eu vă spun de acum, vă spun ce am spus-o și la București, astăzi e guvernul Pont, mâine poate a un alt guvern. Am spus-o și mă asum înregistrat. Nu voi vota niciun alt guvern, fie el, indiferent cum se va numi, dacă nu are strategia principală a Guvernului, dezvoltarea unei autostrăzi în regiunea Olteniei. Și datoria asta cred că trebuie să o avem fiecare dintre noi de aici, de la masa asta și cei care sunt politicieni ai Olteniei, pentru că, indiferent de, de ce se întâmplă la nivel național, avem o datorie primordială pentru cei de, de la noi de aici. Ne mirăm de ce în Ardeal și nu vreau să supere nimeni pe mine. Au mai multe investiții și se duc bani acolo. Ne mirăm de ce cu bani se duc bani acolo. Pentru că noi, politicienii în Oltenia, nu ne-am dat mâna și nu suntem în stare să ne dăm mâna de un proiect simplu, fără culoare politică, în care să ne bătem pentru regiunea noastră. Punct. Eu v-aș propune să facem următorul lucru. Haideți să ascultăm și pe cineva de la patronate, după care cine mai dorește să intervină, intervine, după care trecem la propuneri. Concret, ce vrem să facem? Dau cuvântul domnului Nicu Durău de la Alros Latina. Bună ziua, mulțumim pentru inițiativă, pentru invitație. Aș dori să vorbesc în dublă calitate, să spun, cea de craioven și care, știu spune că suferă, după unii de un desuiet patriotism local sau, să spun, de, de această dorință de a vedea și regiunea noastră, Craiova și regiunea întreagă, Oltenia, legată de lumea civilizată, prin infrastructură de calitate și cumva reprezint și platforma industrială din Slatina sau susțin interesele ei, întrucât de mult timp lucrez acolo, chiar dacă am rămas craiovean și navetez zilnic. La tare am o idee foarte clară despre ce înseamnă acest drum zilnic. Aș reveni puțin la criteriile pe care domnul eurodeputat le-a prezentat și felul cum pot fi ele manipulate pentru a prioritiza într-un fel sau altul anumite proiecte. Dacă, dacă se dorește să se ia în calcul strict traficul zilnic sau lunar pe un tronson de drum, sigur că noi nu vom avea poate o șansă prea mare în comparație cu traficul din care în momentul ăsta există între vestul țării și centrele industriale din Ardeal, din Banat. Cu siguranță sunt zone dezvoltate care atrag un trafic mult mai mare.
Însă strategia unei țări consider că trebuie să țină cont de dezvoltarea echilibrată a regiunilor. Riscul cel mai mare pe care noi îl vedem și care cred că este văzut de toată lumea este ca regiunile dezvoltate să se dezvolte în continuare într-un ritm și mai accelerat, regiunile sărace care nu au legătură cu Europa în mod special și care au infrastructura proastă, să devină din ce în ce mai sărace. Iar această tendință se poate observa foarte simplu uitându-ne la tinerii noștri din regiunile respective. Îmi pare rău să constat că tinerii, în special, cei care asigură dezvoltarea și pe viitor a unei regiuni, a unui oraș, migrează către Europa, migrează către capital, migrează către centre industriale din vest, din nord-vest ale țării, pentru că acolo își găsesc oportunități atât de dezvoltare profesională, să spun, cât și de, să spunem, de petrecerea timpului, legăturile cu Europa și așa mai departe sunt mai facile și pierdem acești tineri. Avem două universități bune în Craiova, care, din păcate, dacă ne facem o statistică, vom constata că jumătate dintre ei, poate vorbesc de localnici, de cei din zonă, cel puțin jumătate părăsesc Craiova și regiunea și merg în acele centre urbane sau în Europa, acolo unde se dezvoltă profesional și personal. Scopul, cred că, este să-i păstrăm aici, pe cât mai mulți dintre ei, și nu-i putem păstra dacă nu le asigurăm locuri de muncă bine plătite și o infrastructură care să le permită să plece și din Craiova atunci când vor, unde vor. Și aici, poate, ca o scurtă paranteză, aș dori să apreciez felul în care proiectul aeroportului Craiova s-a dezvoltat în ultimii ani și ceea ce urmează să se întâmple este un lucru bun. Însă nu vom reuși să câștigăm prea mult doar prin aeroport. Trebuie să avem și aceste legături rutiere. Întrucât, din păcate, se pare că transportul feroviar, dacă vorbim din prisma intereselor companiilor mari, transportul feroviar a căzut foarte mult în ultima perioadă și atunci alternativa este transportul rutier. Cred că Oltenia are, sigur, câteva priorități. Acum este greu să, probabil chiar și în zonă, în Oltenia, dacă discutăm strict doar de o legătură cu vestul, atunci probabil se va pierde oarecum sprijinul colegilor din Olt, să spunem, sau dacă vorbim strict de Craiova-Pitești, poate avem un sprijin mai slab din partea celor din Mehedinți. Oltenia trebuie să acționeze ca o regiune puternică și cu interese comune. Sigur că trebuie, părerea mea este că, în final, trebuie să discutăm de o legătură în vest, o legătură în est, dar nu neapărat Craiova-Pitești. Craiova-Pitești este doar un tronson care ne leagă de București și de Marea Neagră, de Constanța. Care de asemenea pentru companii puternice cu transporturi maritime, așa cum este și Agro de pildă, înseamnă foarte mult. Deci avem o legătură cu cel mai mare port de la Marea Neagră, am putea avea o legătură cu cel mai mare port pe autostradă și de asemenea important este legătura cu vestul foarte mult. Dar să nu neglijăm și legătura cu sudul, că s-a făcut această investiție, am reușit în final să avem un pod peste Dunăre care e o operă de artă, să spunem, dar care, din păcate, nu prea se leagă cu nimic. Suntem experți în a face autostrăzi sau bucăți de autostradă care pleacă din Nicăieri și se duc niciunde și sau să ne blocăm undeva fără să ne conectăm, de fapt, cu regiuni dezvoltate, cu Europa. Sigur, platforma industrială din Slatina, dacă să o privim global, este o platformă puternică pentru un oraș de din 70.000 de locuitori, este o platformă foarte puternică și atunci și interesele sunt destul de mari pentru a avea o autostradă și în acea zonă. Numai Pirelli, dacă ne gândim, proiectele pe care le au de investiții, va transforma acea unitate de producție în cea mai mare a grupului Pirelli. Despre Alro, cred că toată lumea știe, totul se exportă pe camioane, transportul feroviar se rezumă doar la bauxit, la alumina pe care o aducem de la Tulcea. Există TMK Artrom, există Prismian Cabluri, deci este o platformă industrială foarte puternică și care încă se dezvoltă. Mă bucur să văd că și platforma noastră în Craiova și la partea industrială există interes, însă acestea vor fi limitate la un moment dat de legătura cu
cu Europa. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este prioritatea numărul 1 din punct de vedere rutier în acest master plan? Ce ar trebui să facem prima dată? Mă puneți într-o situație delicată. Nu știu dacă... Mă rog, sigur, prioritatea este să ne legăm cu vestul, pentru că și platforma din Slatina tot în vest trimite 80% din cerținalul, 80% din produsele exportă și le exportă în vest. Acum, dacă m-aș gândi că și Slatina trebuie legată cumva de Craiova printr-o, mă rog, autostradă, drum expres sau orice altceva, sigur că prioritatea ar fi vestul. Dar... Deci Craiova Lugur. Poftiți? Deci Craiova Lugur. Da. Dar cu o legătură și a platformei din Slatina, care, v-am spus, este o platformă foarte dezvoltată, sunt firme foarte puternice care au și ele rostul lor și fac lobby-ul lor și atunci suportul, mă gândesc, ar fi mult mai mare pentru astfel de lobby, să spun. Domnul Petre Petrescu, vă simte. Vreau să vă spun că de o lună de zile sunt membru al Comisiei de Buget, al Comisiei de Transporturi și tot cam din această perioadă sunt președintele organizației județene al Partidului Social Românesc și în această calitate vreau să vă declar totala mea susținere și orice măsuri pe care dumneavoastră, pe care colegii mei și domnul europarlamentar Marijan Marinescu le va lua, în ideea în care suntem conștienți că această decizie a masterplanului este o decizie politică. O forță de atât de importantă cum este Oltenia. Și fac aici o paranteză, vreau să vă spun că din Oltenia vine cel mai mare număr de voturi sub aspectul lui cantitativ de la Craiova pentru guvernul actual și cel mai mare procent din județul Olt, tot pentru guvernul actual. Și pe mine mă miră cum acest guvern, care mi-a promis încă de pe vremea în care Dan Șoua era ministrul marilor proiecte și ministrul transporturilor, Victor Ponta s-a deplasat de câteva ori primul ministru al României la Craiova. Primarul orașului Craiova, care este membru marcant al Partidului Social Democrat, nu și-a obținut cuvântul față de alegători. Deci, noi nu facem aici un apel către un guvern în ideea în care îl rugăm să binevoiască să ne trateze cumva cu atenție acest demers. Eu cred că ar trebui să-i atragem atenția guvernului că alegătorii din județul Dolj, că oamenii din județul Dolj au nevoie de un astfel de proiect pentru ca viața lor să intre pe un făgaș normal. Dacă acest lucru a fost văzut de la Bruxelles și Comisia Europeană susține o dezvoltare echilibrată a regiunilor, personal nu înțeleg strategia. Și dacă, la întrebarea dumneavoastră, dacă e ceva de făcut, cred că atâta vreme cât acest guvern va fi în funcție și ministrul transporturilor se va numi Ion Ruzna, nu are nicio șansă.